Congresul Internațional de Teologie a fost un prilej pentru invitații din România să afle aspecte inedite despre modul în care este abordată educația religioasă a tinerilor în celelalte biserici ortodoxe surori. Patriarhia ecumenică a fost reprezentată de preasfințitul părinte Macarios, episcop de Cristopolis, care a vorbit despre viața părinților ca exemplu pentru educația religioasă a copiilor. The most important thing for the family. Cel mai important lucru pentru familie în acordarea unei educații religioase pentru copii, cred că este propriul exemplu. Doresc să mă adresez tuturor părinților. Deveniți sfinți și copiii voștri nu vor avea probleme. Aceasta este ideea principală, aceea că trebuie să ne îmbunătățim ca părinți, profesori, episcopi, trebuie să vorbim prin propriile noastre vieți, prin propriul exemplu. We have to talk with our and with între participanții la congres s-a aflat și un reprezentant al Patriarhiei Alexandriei și a întregii Africi. În al preasfințitul părinte Dimitrios, mitropolit de Irinopolis, a prezentat problemele cu care se confruntă Biserica Ortodoxă în statele multiculturale din Africa, dar și soluțiile pe care le aplică pentru o mai bună desfășurare a misiunii ortodoxe. Glory to God! We have a huge number Slavă lui Dumnezeu, în ultimii 25 de ani, au fost botezați peste 5 milioane de africani. Încercăm cu binecuvântarea lui Dumnezeu să acordăm educație tinerilor africani, deoarece, după cum bine știți, oamenii nu au școli, sunt foarte săraci. Aceasta este o dificultate nu doar pentru ei, ci și pentru biserică, deoarece fără educație nu putem avea cateheți, preoți, nu ne putem împlini misiunea. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă organizează școli pe tot cuprinsul continentului african. Pot să spun despre Tanzania. De 12 ani de când sunt mitropolit de Irinopolis, am construit și organizat șapte școli și avem peste 12.000 de elevi am reușit cu binecuvântarea lui Dumnezeu și aportul Bisericii Ortodoxe Române și pe această cale doresc să mulțumesc Patriarhului Daniel și episcopilor care au ajutat misiunea din Tanzania. Avem de asemenea și un program de salvare a populației. Oferim zilnic mâncare pentru 450 de orfani, avem două orfelinate unde maicile românce au grijă de orfani. Deși își desfășoară misiunea într-o zonă de conflict, Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, a intensificat în ultimii ani programele de educație a tinerilor ortodoxi și nu numai. Avem diferite centre în Liban și Siria, chiar și în alte țări din America și Europa. Avem centre ortodoxe pentru tineri, ce oferă educație ortodoxă, trăiesc împreună ca într-o adevărată comunitate. Din păcate, avem războiul în Siria, am avut războaie și în Liban. Aceasta este o mare provocare pentru biserică. Cum să transmită mesajul speranței, mesajul păcii către acești tineri care sunt terorizați de război? Biserica încearcă să-i ajute financiar, spiritual și social prin diferite programe. Congresul Internațional de Teologie, Educația Religioasă a Tinerilor în contextul secularizării actuale se va încheia miercuri.